Salutare, fraților! Bă, vă jur pe cea mai sfânt că ăsta este, de departe, cel mai spontan vlog pe care eu îl fac. Mi-a dat cineva pe TikTok la un react pe care l-am făcut. Mi-a sugerat să ascult o piesă, am ascultat 17 secunde din ea și am luat decizia, bă, dar oare cum ar fi să facem un vlog despre treaba asta? Hai să ascultăm piesa, care are niște versuri super funny și să vedem ce părere îmi face această piesă, îmi dă această piesă. Așa, data trecută v-ați luat de mine că eram eu prea mic, acum am făcut puțin mai mare. Și zic să-i dăm drumul la piesă să vedem cum ne trage de volan. Mașini bubuie ca bomba. În oglinzi de Lamborghini se vede mai bine stofa. Piele naturală se întinde mai... Piele naturală, adică nu înțeleg chestia asta. Fata e tatuată, deci 100% natural. Bravo, smart. Bine coca, pielea ta bronzată, tu întinsă pe o sofă. Tu ai un corp mic care arată ca un Porsche. Sexy ca Ferrari de culoare roșie. Bă, dar stai, prima oară a cântat de ceva de Lamborghini sau nu știu ce tip de mașină, dar el este într-un Porsche. Dar văd că zice și de Porsche, ceea ce e bine. Tu ești un spectacol, eu te privesc de la loge. Lasă-mă inima mea. Ți-aș face test drive non-stop. Spune-mi dacă pot. Tu mașina mea de curse, eu cel mai tare pilot. Bă, care-i dracu-i faza asta cu... Deci, hai să facem o analiză. Ți-aș face test drive non-stop. Bosule, vezi că ai făcut o confuzie dintre o ființă și o mașină. Zic și eu așa ca idee. Ia mașina ta de curse, tu pilotul, cum? Cum era? Tu mașina mea de curse, eu cel mai tare pilot. Ah, iartă-mă pe mine. Să te trag de volan, trag de volan. Păi o tragi de păr! Unde dracu-i volanul? Treci la volan? Pot, trag de volan, trag de volan, pot, trag... Bă, da, stați puțin, nu știu de unde o cunosc pe fată. Jur că o cunosc, dar nu știu de unde. De volan, trag de volan, pot, trag de volan, trag de volan, pot, trag... Bă, Iulica, tată, schimbă și tu persoanele care îți fac montajul la clip, că nu prea ai sincronizat clipul cu partea audio. La modul cel mai serios, no hate. Bineînțeles, veșnicul tatuaj cu stole oaică. Dar care-i faza acum? De ce? Tu ești tipul de mașină, por bagaj bomba. Tipul de femeie bună, bună de agățat. Tipul de colegă cu care aș fi prinzat. Tipul de gagică pe care m-a... Mă, dar ce-i cu treaba asta? Și băgat. Ai un corp mic care arată ca un Porsche. Sexy ca Ferrari de culoare roșie. Ia, na, mă, ce-i curătul ăla pe sus firar mama lui a dracu să fie, pe bune? Ce, dar explicați-mi și mie treaba asta. Că mi-e dat cu virgulă, de ce? Mă, fetelor, de ce, mă, de ce? De ce mâncavaș gurița voastră, aia naturală? Nu pot ăsta, așa? De ce? Înțeleg, ți-ai pus buze. Vedem, nu trebuie să ne arăți. Nu trebuie să stai așa. Se vede. E ok. Nu vă mai chinuiți. Tu spectacol, eu te privesc de la loge. Lasă-mă inima mea. Ți-aș face test drive non-stop. Spune-mi dacă pot. Tu mașina mea de curse, eu cel mai tare pilot. Să te trag de volan, trag de volan, pot. 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 Bă, per total, piesa mi se pare foarte catchy. Nu-i genul meu,
n-aș asculta-o. Dar e catchy. Cel puțin refrenul chiar este catchy. La început mi s-a părut că nu prea se înțeleg cuvintele, dar nu știu, poate sunt eu surd. Deși m-am spălat aseară în urechi, dar na. Mamă, câta vulcanul are pe spate. Vino ca. Mă, deci a înșirat băiatul ăsta toate mărcile de mașini. Da, zi mă, tată, și de Logan. Logan nu ce are? Nu are nici seria, nu. Eu doar pe tine te plac. Vino încoace că ți-aș face test drive non-stop. Spune-mi dacă pot. Tu mașina mea de curse, eu cel mai tare pi- Deci test drive-ul mi-l imaginez așa, el, gen, stau amândoi față în față, el ia volanul, adică urechile, alea cred că sunt shift pad-urile, și o calcă pe picior, gen, hai, Gherghino, de, și ea face pilot, să te trag de volan, trag de volan, pot, trag de volan, trag de volan, pot. Trag de volan, trag de volan, pot? Mamă, cât a tras-o de volan, cred că o să rămână fără el. Dar oare n-are servodirecție de trage atât de mult de ea? Trag de volan, trag de volan, pot. Trag de volan, trag de volan, pot. Dar am înțeles că poți să tragi de volan. Trage! De ce chestia aia? Fiți atent. Nothing sexy. Nu-i nimic sexy. Deci, fiți atenți. Ia. I am sexy, motherfucker. El. Bă, nu mai faceți, mă, gesturile astea, mă, fetelor. Adică, nu știu ce bărbat întreg la cap ar fi... Mamă, ia uite-o pe aia cum scoate limba, mamă, ce ea și face... Nu. Te bunești de râs. Mamă, au găsit-o, dragi, cu volanul ăla. Gata, băiatul meu, ai iubit-o. Manele mentolate. Bă, da, piesa e ceva, mi se pare foarte tare, de fapt nu neapărat tare cât funny, mi se pare o piesă foarte funny din punctul meu de vedere, nu știu dacă ea așa a fost gândită, dar chiar e o piesă foarte funny, da, nu știu ce să zic. Mișto construcția. După cum am zis, aș mai lucra puțin la partea de edit video, pentru că nu prea este sincronizat sunetul cu clipul, dar per total e ok, clipul destul de interesant, calitativ, versurile, iertați-mă pe mine, nu le-am înțeles în proporție de 70%, dar sunt funny, cel puțin refrenul. Până una alta, dați și voi un subscribe și mai ziceți-mi și mie la ce piese să fac react-uri. Tot ce sper eu este să nu o dea jos YouTube-ul pentru copyright. V-am pupat, pa!